Max, un rezultat de egalitate care ne aduce însă calificarea în ultimul baraj, cel decisiv, cu Baia Mare. Să vorbim puțin despre meci, cum a fost astăzi, într-o atmosferă aparte. Da, un meci, cum ai zis, de calificare, l-am abordat, eu am zis și după meciul turc, că două goluri sunt periculoase, puteau intra în joc, un gol marcat, cumva poate și jucătorii, chiar dacă nu le-am spus lucrul acesta, poate au simțit-o și ei. Am jucat economicos, cumva, prima repriză, chiar dacă am început foarte bine, zic eu, primele 15-20 de minute chiar am început foarte bine jocul, după care, la fel, s-a mai echilibrat puțin, după care în repriza a doua iar am avut un forcing, dar a lipsit un pic concentrare la finalizare, la pasa finală, pentru că altceva n-am ce să le reproșez jucătorilor. Au măcinat echipa adversă, chiar dacă și adversarii ne-au pus probleme, pentru că noi mai vorbim între noi și din poziția de outsider tot timpul e mai ușor să joci. Veneau după un 4-2, n-aveau ce să piardă și era normal să se deschidă, să pună presiune, dar pe ansamblu sunt foarte mulțumit de joc. A intervenit pe undeva și ideea asta de autoconservare a energiilor, nu a rezultatului. Sunt sigur de asta. Cumva, dacă vrei, sunt în oglindă cumva meciurile din play-off. Cumva aveai 4-2, știai că ai calitate în echipă. N-am vorbit de lucrul ăsta, dar mi-ai dat o idee. Dar probabil că s-a simțit și asta. Și încă o dată, sunt meciuri de calificare. Trebuie să joci, să te califici, să le câștigi, să faci egal. Calificarea e importantă. Ai început cu același 11? Da, pentru că am simțit că sunt bine, au început, au terminat bine, toți sănătoși meciul. I-am simțit joi după antrenament că au fost bine, vineri la fel la antrenament și așa am hotărât și așa am început. Cum a fost, spuneam, de atmosfera aparte? 5.000, 6.000 de spectatori? Frumos, o atmosferă. Când ești fotbalist, eu cred că asta vrei de la fiecare meci. Dar cumva te ia prin surprindere, pentru că am jucat cu 2-3 mii de spectatori, făcând excepție meciul de cupă cu FCSB, dar băieții nu cred că au simțit presiune și cred că le place ce se întâmplă în tribune. A fost și din punctul ăsta de vedere un test, pentru că sâmbătă revin, sperăm noi, mai mulți oameni la stadion pentru acest meci cu Mineaul Baia Mare. Cu siguranță vor veni mai mulți. Începem invers cu primul joc acasă. Eu cred că vom arăta foarte, foarte bine, pentru că avem și o săptămână să ne refacem. Primul meci acasă, după care peste 3 zile în deplasare la Baia Mare, o deplasare lungă, dar să nu uităm că și ei vin în aceeași deplasare, cumva e în oglindă. Eu am încredere mare în toți jucătorii și sigur vom promova. La ce să se aștepte fanii care cu siguranță nu i-au urmărit cu atenție cum ai urmărit tu Baia Mare? Ce fel de echipă e, la ce să ne așteptăm? Sunt o echipă la fel, au în componență câțiva jucători cu experiență, o echipă compactă, din ce am văzut, în mare parte au jucat un 4-2-3-1, n-au schimbat mijlocașii centrali cu cei doi puncte fixe, mijlocașii centrali, după care a mai intrat Patrick Petre, a jucat la un meci, l-am văzut în partea stângă, după aia al doilea vârf, acum a intrat și Rafa Stănescu, e o echipă care are în componență la fel, niște jucători care spun ceva în fotbalul românesc, dar nu ne temem de ei, siguranță. Te aștepți, cum se spune, fotbal la un meci care pe care? Păi e o finală, îți dai seama, chiar dacă e în dublă manșă, e o finală unde la fel, trebuie să avem grijă, pentru că poți să câștigi. Lumea cumva se obișnuiește, a fost obișnuită numai cu normă, numai cu 2-3-0, cât le dați 4-0, 5-0. Sunt meciuri cu presiune, cu încărcătură. Sunt sigur că dacă intra un gol, puteam să dăm și mai multe, dar asta a fost soarta acestui joc. Ai fi preferat ca meciul decisiv să fie aici la Hunedoara? Credem că nu, nici n-am luat în calcul. Oricum trebuia să jucăm două meciuri. Jucam primul meci la Baia Mare și se întâmpla ceva, după aia jucai acasă. Nu, pentru mine a fost indiferent că jucăm acasă ultimul meci sau în deplasare. Mulțumesc. Adi, 0-0 astăzi, dar cred că mai corect e să spunem ordinea lucrurilor importante. Felicitări pentru calificarea în finală a barajului. Mulțumim frumos. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor care ne-au susținut în acest meci. Am adus lumea la stadion, am adus
mii de oameni care, îmbucurător este faptul că și la 0-0 ne-au susținut și chiar în ultimul minut la o ocazie se ridică în picioare și ne aplaudă. Suntem fericiți, bucuroși, am trecut de primul pas, ne așteaptă încă două meciuri, avem o săptămână să pregătim chestia asta, să ne recuperăm fizic, mental, psihic și să promovăm. Până la urmă asta ne dorim cu toții. Mai dau un pic din casă, am fost în vestiar alături de voi, erați un pic supărați, bănuiesc că pentru că n-ați marcat și n-ați reușit să aduceți goluri oamenilor care au venit să vă vadă. Da, cred că astăzi a fost vorba de puțină neșansă, deci chiar neșansă, zic eu. Am avut câteva situații foarte clare de a marca, deci doar neșansa a fost astăzi ca să nu fie scorul în favoarea noastră. E undeva și o automulțumire, așa știind că erați la adăpostul rezultatului din tur? Nu cred că ne-am mulțumit cu rezultatul din tur. Este îmbucurător faptul că am jucat prima manșă în deplasare, am bătut 4-2, să marchez 4 goluri în tur, într-o manșă de baraj, este foarte ok, foarte bine pentru noi. Am pregătit meciul de astăzi ca să marcăm, ca să câștigăm și să fim noi liniștiți și ok, din toate punctele de vedere. Bănuiesc că se schimbă puțin datele problemei în acest ultim baraj. Întâlniți Minaur Baia Mare, echipă care a câștigat astăzi din nou cu Metalurgistul Cugir 3-2. Da, nu vreau să subestimez adversarul sau să spun anumite chestii despre ei. Sunt ca și noi, o echipă de Liga 3-a, noi clar ne dorim și o să reușim până la urmă să promovăm. Cât de mult contează că se joacă primul meci la Hunedoara, iar cel ce ar putea fi decisiv în Baia Mare? Eu cred că în momentul de față, când joci într-un baraj, nu mai te interesează că joci acasă, că joci în deplasare, ai terenuri bune, care pe noi unul ne avantajează, orică jucăm acasă, orică jucăm în deplasare. Terenurile sunt bune și dacă venim aici și o să ne susține lumea la fel ca și astăzi, nu-mi fac probleme că nu o să ieșim victorioși din această manșă. Ai jucat și în Liga Secundă. Cum e să faci parte dintr-un lot care nu a pierdut deloc în acest sezon? N-am mai pățit, vă zic sincer. Am 27 de ani, n-am mai pățit să nu pierd niciun meci. Care am jucat. Pregătirea foarte bună și calitatea jucătorilor, colegilor mei și a staff-ului. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Mersi, adică.